Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la Inima Închinării. Astăzi avem o ediție specială în cadrul conferinței Peniel. Suntem în incinta Centrului Creștin Agape. Alături de mine este Dan Petric. Dan este producător muzical, inginer de sunet la studioul Trinity Music. Bine ai venit, Dan! Bine v-am găsit! Suntem într-un cadru plin de instrumente, cu muzică, cu bucurie. E o sărbătoare în acest loc. Care este legătura ta dintre muzică și ceea ce ești tu ca persoană? De când mă știu, muzica este expresia asta, muzica îți curge prin vene. De când mă știu, am avut darul ăsta sau chemarea asta puternică spre muzică. O pasiune de când eram încă mic copil, poate 5 ani, 6 ani, foarte puternică spre muzică, un dar pe care Dumnezeu mi l-a dat și de care nu am putut să scap toată viața mea. Și asta este, pe lângă alte lucruri, asta este unul dintre motivele pentru care astăzi mă aflu aici. Dar este un motiv totuși secundar. Tu ai învățat să cânți înainte să știi să scrii și să citești, dacă era la vârsta de 6 ani. Da. N-am pomenit în descrierea noastră scurtă faptul că tu cânti și la chitară. De la ce vârstă ai început să cânți la chitară? De chitară m-am apucat mai târziu. Prin clasa 10 m-am apucat mai serios, mai exact. Am trecut prin multe instrumente până am ajuns la chitară și am descoperit că, de fapt, ăsta este instrumentul cu coarde care mă reprezintă cel mai bine și prin care mă pot exprima cel mai bine. Ce instrumente au fost? Tot așa cu coarde? Vioară, da, vioară vreo 7 ani, bas, am început cu basul prin clasa 7-a, cam așa, 6-a, 7-a, puțin tobe, dar de când am descoperit chitara, m-am îndrăgostit de chitară. Așa, ești un om care și-a dedicat darul spre un singur țel. Vorbind despre ceea ce ai spus tu, că muzica e secundar, ce este prioritar? Mă bucur că mă întrebi asta, pentru că de fiecare dată când am ocazia, vreau să spun că pentru mine cel mai important pe pământul ăsta, după Dumnezeu, e familia. Am o soție minunată, Bianca, suntem căsătoriți de aproape 14 ani, mulțumesc, cu care avem împreună un copil, Ricardo, are 10 ani. Și este cel mai prețios cadou pe care Dumnezeu mi l-a făcut pe pământul ăsta, familia mea. Acolo și investești. Tot ceea ce sunt sau o parte din ceea ce sunt sau ce am ajuns să fac, bineînțeles că totul se datorează lui Dumnezeu în primul rând. Dar Bianca a adus în viața mea un echilibru fantastic, un echilibru extraordinar. E persoana pe care Dumnezeu a folosit-o să mă echilibreze foarte mult, foarte mult și spiritual și rațional, dacă pot să spun așa, ca și maturitate. De-aia, de fiecare dată când am ocazia, vreau să-i mulțumesc soției mele, precis că să urmărească interviul ăsta și vreau să-ți mulțumesc, Bianca. O să arătăm și publicului într-o poză. Da. E minunat ceea ce spui. Pentru noi femeile, să auzim un bărbat care vorbește despre soția lui e așa adevăr, de frumos. E realitatea. E chiar ceea ce cred și nu e o chestie formală. Chiar cred și simt lucrul ăsta din toată inima mea. Aș prefera să vorbesc tot interviul ăsta despre soția mea, okay, familie, decât despre muzică. Vorbind despre familie, ai zis că ai un băiețel de 10 ani. Cum ai făcut tu ca tată, ca el să-l vadă pe Iisus, în voi, ca familie, pentru că în tata trebuie să-l văd eu pe Iisus. Da. Păi, în primul rând, la noi, în familie, realitatea existenței lui Dumnezeu există, deci nu e doar o chestie fictivă. Ne ghidăm foarte mult viața după principiile Cuvântului lui Dumnezeu, ne trăim viața în felul acesta, încercăm să fim integri, morali, dar dincolo de asta, încercăm să avem o relație cu Dumnezeu în tot ceea ce facem
prin tot ceea ce gândim sau în modul în care acționăm. Bineînțeles că nu suntem perfecți și mai avem scăpări și alunecări, dar încerc să fiu pentru copilul meu, pentru Ricardo, încerc să fiu un exemplu, nu prin ceea ce îi spun despre Dumnezeu, ci prin ceea ce îi arăt că Dumnezeu este în mine. Pentru că știu că puterea exemplului e mai mare și are mai mare influență asupra copiilor noștri decât ceea ce noi le spunem să facă. Sunt conștient de realitatea asta, de adevărul ăsta și încerc să-mi trăiesc viața așa cum știu că Dumnezeu și-ar dori de la mine să o trăiesc. Și de fapt, în momentul în care primești pe Dumnezeu în viața ta, nu mai ești mulțumit să trăiești viața oricum. Simți că ceva nu te mai împlinește dacă nu faci pe placul lui Dumnezeu. Sunt atâtea lucruri minunate din care putem să descoperim pe Dumnezeu, cuvântul lui, viața de zi cu zi și așa mai departe. Însă investiția în copii și în familie este un mod de închinare. Da. Inima închinării nu înseamnă doar a cânta la un instrument. Categoric. Sau a cânta un cântec mai nou sau mai vechi. Categoric. Și inima închinării e acolo, în familie. Și exact. De-aia îmi place că ai vorbit despre asta. Din familie pornește închinarea, din familie se revarsă către biserică. Mm. Cum privești tu închinarea? Tu cu Dumnezeu, ca Moise pe munte, cum îmi place mie să zic. Vezi, noi am avut, cum să zic, harul ăsta să exprimăm închinarea prin muzică. Dar chiar și în închinare, muzica e ceva secundar. Tot ceva secundar este. Din păcate, noi prea mult o punem pe primul loc. Vrem să fim vedete, vrem să ne bage lumea în seamă, vrem să ne observe și încercăm și în modul ăsta, prin artă, să ne facem loc către inima oamenilor, cumva. Dar în ce privește închinarea, închinarea prin muzică este, până la urmă, tot ceva secundar, pentru că închinarea e un mod de viață. Mă închin lui Dumnezeu ascultând de cuvântul lui și împlinind toată voia lui pentru viața mea. Asta înseamnă, de fapt, închinare, nu doar prin muzică. Da, ne închinăm, ne exprimăm, eu mă exprim foarte ușor prin muzică, pentru că există în mine chemarea asta și darul ăsta. Mă exprim foarte ușor prin muzică, dar închinarea noastră trebuie să depășească pragul ăsta de închinare prin muzică. Trebuie să mă închin în fiecare secundă a vieții mele, prin ceea ce fac, prin ceea ce spun, prin ceea ce gândesc, prin modul meu de a reacționa, de a mă raporta la ce este în jurul meu. Toată viața mea este, de fapt, o închinare la adresa lui Dumnezeu. Pentru că ascultând ceea ce Dumnezeu spune despre viața mea și pentru viața mea, modul în care eu las pe Dumnezeu să vorbească în viața mea, prin cuvântul lui, prin diferiți oameni, circumstanțe și așa mai departe, și ascultând lucrurile astea și împlinindu-le în viața mea, dau dovadă de închinare și de ascultare în fața regelui, în fața împăratului. Nu? În primul rând, e față de el. Exact. Și oamenii exact. Văd mai apoi rezultatele. Da. Auzind de la tine cuvintele despre închinare, o viață, fiecare lucru ce-l face, cum este închini în spatele unor butoane, ca și inginer de sunet, ca și om care stă în studio, care sunt sentimentele tale ca și închinător? E un timp câștigat? Sau e un timp mai puțin câștigat din punctul tău de vedere? Am avut o perioadă în care am cântat în lume și știu că pentru o motivație greșită, artiștii laici studiază foarte mult și fac foarte mare performanță doar să fie celebri, doar să aibă venituri mai bune. Iar noi de multe ori avem mentalitatea asta că facem pentru Dumnezeu anumite lucruri și că Dumnezeu se uită la inima noastră și că putem să le facem oricum. De multe ori gândim așa, din păcate, și eu cred că nu este o mentalitate sănătoasă și bună. Eu cred că Dumnezeu merită tot ce e mai bun. Dacă atunci când nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, am făcut performanță muzicală, sau nu zic despre mine, zic în general, ne chinuim sau ne străduim să facem performanță muzicală, să fim cei mai buni, să avem cele mai bune instrumente, să studiem cât mai mult, ca să performăm, să oferim o calitate, ceva de înalt nivel. Cu atât mai mult Dumnezeu, și asta pentru o motivație greșită, cu atât mai mult Dumnezeu, care este creatorul tuturor lucrurilor, merită tot ce este mai bun. La fel este și atunci când stai în spatele butoanelor, este tot o închinare, pentru că atunci când mă străduiesc să fac ceva de cât mai înaltă calitate și de cât mai, cum să zic? Bun miros. Bun miros, da? Așa. Bun, cum să spun așa? Bun auz. Așa. Dacă tot vorbim specific de studio, pentru mine este și asta o închinare.
Pentru că îmi doresc atunci când, îmi doresc eu personal, că atunci când oamenii, nu numai că sunt oameni dedicați lui Dumnezeu, oameni laici, poate să fie oameni din lume, oricine ar fi, când aude un produs, un CD, o melodie, să îl găsească pe Dumnezeu chiar și în fiecare detaliu, de la calitate, la versuri, la sunete, la modul în care ai produs o melodie sau un CD sau așa mai departe. Chiar și acolo Dumnezeu poate să fie găsit în modul ăsta. Dar, dincolo de asta, Dumnezeu merită tot ce e mai bun. Noi trebuie să facem totul ca pentru El. Voi ați ales un nume foarte tare, ca să zic așa, pentru studioul vostru. Numele acesta vorbește despre El, despre Dumnezeu, Trinity Music. Povestește-ne puțin despre cum ai avut viziunea unui studio care să poarte numele Lui. Foarte interesant. A avea un studio de muzică era un vis de-al meu de când eram copil. Și nu aveam nicio explicație de unde gândul ăsta meu și visul ăsta meu să am un studio. Habar nu aveam, poate aveam 12 ani, 13 ani, 10 ani, nici nu mai știu. Când aveam gândul ăsta, dorința asta să am un studio, îmi plăcea foarte mult să lucrez cu sunetele, îmi plăcea, nici nu puteam să ascult o casetă, nu puteam să ascult dacă nu era calitate. Deci oricât de mult mi-ar fi plăcut trupa sau muzica, dacă nu era calitate, nu era fidelitate, nu puteam să ascult. Așa am fost construit dintotdeauna. Și asta m-a urmărit și după ce am deschis studio, pentru că m-am străduit întotdeauna să fac lucrurile prin excelență. Știi că le facem la diferite nivele. La nivelul la care suntem, ne străduim să facem cât mai bine putem, că întotdeauna este loc de mai mult. Știi? Am avut visul ăsta. Am avut visul ăsta și la un moment dat am murit, pentru că circumstanțele nu erau favorabile visului. Dar foarte interesant că la un moment dat s-a iscat sau s-a evit oportunitatea asta de a avea un studio, de a porni un studio. Pot să spun că viziunea nu mi-a aparținut în totalitate. Am demarat principal viziunea asta. E vorba încă de colaboratorul pe care l-am avut la început, Dan Opriș. El a fost un mare promotor, să zic, pentru această viziune, pentru că avea și experiență în ce înseamnă să demarezi o afacere, un business. Funcționăm ca și un SRL, deși, mă rog... Normal, trebuie să fim în legalitate. Da, trebuie să fim în legalitate. Și pe mine m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta. Nu mă pricepeam deloc la ce înseamnă latura asta birocratică, cu hârțogăraie, cu acte. Eu eram doar pe partea artistică și m-a ajutat foarte mult. Ați balansat. Da, foarte mult, foarte mult. Și trebuie să-l amintesc și pe el. Are un mare merit. Numele, în schimb, nu ne aparține nici mie, nici lui. Trinity Music a fost ideea unui frate de-al nostru din Baia Mare, Vali Paul. Și firma, de fapt, se numește Koinonia, cu capa, care înseamnă, în greacă, înseamnă părtășie. Întuvărășire. Așa, are legătură. Da, are legătură. Are legătură și pe verticală, Trinity Music, nu? Și corect. Pe orizontală, părtășie cu... muzicienii în mod special. Poate că mulți se întâlnesc acolo în studio. Da, și... da. Îmi place că întotdeauna reușim să legăm legături și relații foarte faine cu toți cu care lucrăm. Pe mine asta mă împlinește mai mult decât produsul final, muzica, știi? Vorbim de muzică. Există multe genuri muzicale. Trinity Music se axează pe un stil sau aveți ușa deschisă pentru toți? Cum este, de fapt? Am fost chemat de multă vreme în domeniul acesta laude și închinării prin muzică. Și am fost întotdeauna deschis spre latura asta a laude și închinării, deși lauda și închinarea nu este un gen de muzică. Știu că se face asocierea asta cu lauda și închinarea ca fiind un gen de muzică, dar nu este un gen de muzică. Am fost întotdeauna deschis spre muzica modernă, spre muzica actuală, dar nu numai. Trinity Music nu înseamnă un gen de muzică. Ne-am făcut și folclor creștin, am făcut și muzică clasică, muzică pop, diferite genuri muzicale. Nu ne reprezintă un anume gen muzical, dar în orice gen muzical am lucrat sau orice muzică am făcut, am încercat să oferim o calitate cât mai înaltă. Vorbim de gen de muzică. E puțin retorică întrebarea. Are Dumnezeu un gen de muzică preferat? Că mulți avem tendința să îl îngrădim. Categoric nu. Categoric nu. Genurile muzicale, eu am spus și întotdeauna am spus și spun, genurile muzicale sunt pentru noi. Exact așa cum Dumnezeu a lăsat diferite
mirosuri, diferite gusturi. În natură vedem, unora ne plac florile, altora ne place, nu știu ce, iarba muntele, verde. Iarba verde, marea, știi? Deci avem, Dumnezeu a creat o diversitate ca fiecare undeva să-și găsească anumită plăcere sau satisfacție pe pământul acesta. La fel cred că e și cu muzica. Genurile muzicale ne plac nouă, dar Dumnezeu se uită dincolo de un gen muzical. Dumnezeu se uită la inima noastră. Amin. Pentru Dumnezeu nu contează că ai cântat popular sau ai cântat pop sau chiar rock creștin, nu contează lucrul ăsta. Pentru Dumnezeu contează inima ta, ce e înăuntru tău, ce e în duhul tău acolo înăuntru. Lucruri pe care noi oamenii nu prea le vedem. Noi spunem, știi? Noi spunem, suntem aproape de Dumnezeu, noi îl iubim pe Dumnezeu, dar numai omul știe ce e în duhul lui, ce e în sufletul lui și Dumnezeu. Știi? Așa este. Sunt mulți oameni care, din păcate, afișează sau nu afișează ceea ce trebuie. Mm-hmm. Dar Dumnezeu, la urma urmei, când lasă ungerea, se vede. Da, acolo corect. Se vede. Acolo, la ungere se face diferența. Acum ai spus ceva foarte important. Iubesc ungerea. E cel mai frumos lucru care poate să curgă peste un om în închinare. Poate sunt oameni care își doresc să vină într-un studio ca al tău și să-și facă un album. Ce criterii sunt pentru a face un album de la zero? Acum, strict, vorbim tehnic, mă întreb, sau... Și tehnic, și mă gândesc că e nevoie de niște calități. Da. O să încep cu ceva despre care nu o să vorbesc foarte mult și după aceea să... Dacă e foarte tehnic. Nu, o să trec la niște chestii mai tehnice, despre care poate să vorbesc mai mult. Pe mulți îi întreb de ce cânți și de multe ori am primit răspunsul ăsta pentru că îmi place și atât. Trebuie să înțelegem că dacă facem lucrul ăsta ca și o chemare din partea lui Dumnezeu, trebuie să existe ceva mai mult decât îmi place. Trebuie să existe un scop dincolo de îmi place. Trebuie să fie ceva mult mai înalt și mai măresc decât pur și simplu faptul că avem darul ăsta, talentul ăsta muzical și că ne place nouă și atât. Nu, trebuie să fie o... Eu întotdeauna am spus despre muzică, e o căruță cu care duci fână într-un loc. Nu căruța în sine e importantă, ci ceea ce pui în căruță. Fân sau... Mă rog, măcărușul care ducea pe Domnul Iisus. Da. Același lucru. E important conținutul, nu mijlocul. Prea mult punem noi accent pe muzică și prea puțin pe ceea ce transportăm prin mijlocul ăsta numit muzică. Scopul nostru, până la urmă, prin muzică e, în primul rând, să lăudăm, să glorificăm pe Dumnezeu. Mm. În primul rând. Și un al doilea scop este de a se spune că inima nu mai trece prin minte, ajunge direct la inima omului, știi? A le facilita oamenilor intrarea asta în prezența lui Dumnezeu, a ajuta să ajungă mai ușor la inima lui Dumnezeu, pentru că nu mai raționalizezi atât de mult toate lucrurile care ți se întâmplă, te lași puțin purtat, știi, pe valurile astea ale muzicii. Poate să fie din cauza și foarte periculoasă, știi? Poate să aibă și o latură întunecată tocmai din cauza asta, de-aia trebuie prudență și atunci când faci muzică, mai ales ca și creștin, să ai un scop foarte bine definit. Nu numai că îmi place și atât, pentru că dacă doar asta este motivația, poți să ajungi la niște lucruri foarte grave. Iar celelalte lucruri tehnice, studioul este o provocare pentru oricine, chiar și pentru cei experimentați. Este o mare provocare, tu știi foarte bine că ați lucrat în studio, nu vorbesc lucruri străine. E muncă, muncă. Da, e muncă titanică, îți trebuie nervi de oțel, îți trebuie răbdare multă. Orice trupă care vine într-un studio, în primul rând, trebuie să fie foarte bine pregătită. Foarte, foarte, foarte bine pregătită, pe cât posibil, bineînțeles. Acum nu punem noi un standard. Dar trebuie să fie conștienți că studio înseamnă muncă, aranjate piesele foarte bine, structurate, tonuri, să ai dinainte să știi cam ce vrei să fie produsul finit. Pentru că dacă nu știi lucrurile astea, greu reușești să, muzical vorbind, să realizezi ceea ce ți-ai propus. Energie, finanțe, finanțe, talent, puțin, un dar. Sunt multe lucruri. Dacă ar fi să disecăm așa, să împărțim, sunt foarte multe lucruri. Chiar și munca asta de studio e o muncă de lungă durată și trebuie bani pentru asta. Asta încă este un lucru pe care oamenii nu-l înțeleg în ziua de astăzi, că orice album, ei primesc un CD unde e finalizat... Ceva ce e o muncă titanică e concretizat într-un CD și lumea nu realizează ce e în spatele CD-ului, câtă muncă, cât timp, cât bani, câte nopți nedormite, câte certuri câteodată, câte oboseală și așa mai departe.
Este un preț mare, e o jertfă mare. Da. Da. Și vreau să ajung într-un punct care la noi creștinii a fost așa cumva evitat sau luat cu ușurință. Ideea de a susține pe cei care investesc în slujire prin muzică. Ajung aici la cuvântul piraterie. Ce înseamnă pirateria la creștini, de fapt, Dan? O boală grea pentru că ne afectează în mod direct nu numai pe noi, ci afectează generațiile care vin după noi. Așa cum am spus, realizarea unui album nu se poate face fără finanțe, fără bani. De multe ori, investiția într-un album e recuperată de vânzarea CD-urilor. Nu te îmbogățești, nu rămâi cu bani în buzunar, dar reușești, în cel mai fericit caz, să-ți acoperi o investiție și să mai faci unul. Dar în cel mai fericit caz îți acoperi o investiție în primul rând. Pe măsură ce pirateria va continua să ia avânt, să nu se oprească, tot mai mulți artiști vor fi puși în situația să nu mai producă un album. De-aia noi întotdeauna am încurajat, atunci când îți place muzica cuiva sau ai fost atins de muzica compusă de cineva, că până la urmă și ceea ce compunem noi, muzica care o auzim compusă pe CD-uri, tot de inspirație divină, că nu vine din căpșorul nostru inteligent. Și astea sunt lucruri pe care Dumnezeu le pune în noi, după bunul lui plac. La unii dă mai mult, la alții mai puțin, dar tot din mâna lui le primim lucrurile astea. Și nu facem altceva decât să le eliberăm. Dacă să le eliberăm și să le punem pe un CD, e nevoie de banii ăștia. Dacă pirateria, dacă noi nu susținem un artist, nu susținem lucrarea pe care o face un artist, la un moment dat va dispărea muzica creștină de pe piață. Nu ca și în mod de răzbunare, ci ca și un fapt. Asta se va întâmpla, asta va fi o consecință. Prin faptul că nu suntem dispuși să plătim 15 lei, 20 de lei, cât o fi un CD, nu suntem dispuși și preferăm să copiem CD-ul ăla, în timp se va ajunge la lucrul ăsta. Deja sunt studiouri care au închis. Deja sunt studiouri care au închis. Viitorul muzicii depinde de noi ce facem astăzi. Noi, ce vor face copiii noștri. Deci ce facem noi, modul în care noi tratăm lucrul ăsta, vreau să cumpăr un produs original, vreau să susțin artistul respectiv, vreau să susțin lucrarea respectivă, muzica creștină în general. Dacă vreau să fac lucrul ăsta, voi cumpăra întotdeauna un produs original, pentru că în modul ăsta știu că voi încuraja un al doilea album să se producă și voi susține cu puținul acela, 20 de lei, din punct de vedere, nu înseamnă foarte mulți bani. Sunt o grămadă de oameni care strică mult mai mult pe lucruri inutile, chiar inutile. Deci un bax de suc. Da. Poate mulți se gândesc o artiști. Mie îmi place să-i numesc leviți. E un termen generic. În Vechiul Testament, așa cum i-a lăsat Dumnezeu, eu mă consider din neamul leviților, tu ești din neamul leviților, prin jertfă și consider că leviții sunt dedicați închinării și nu au timp să meargă la lucru. Pentru că au prea multe ore și ore stând în biserică, în repetiții și un timp dedicat lui Dumnezeu. Deci aș vrea ca oamenii să înțeleagă că nu este vorba despre a susține pe cineva ca să fie celebru. Da. Noi nu vrem să fim celebri, noi vrem să fim închinători. Noi urmăm, așa cum porunca Domnului Iisus, cine vrea să fie cel mai mare între voi, să fie ucenicul tuturor, pe principiul ăsta mergem și noi. Da, noi zicem termenul ăsta generic pe care folosește toată lumea, artiști, dar într-adevăr artist este doar Dumnezeu. Noi suntem doar niște slujitori, suntem niște leviți, așa cum ai spus. Poate levit e mai dulce la urechea creștinului de astăzi. Un ultim punct. Ce impact are muzica creștină asupra lumii din afară? Ce impact ai văzut tu asupra lumii cu produsele pe care le-ai scos? Mi-ar place să am un feedback 100% din muzica pe care o producem, dar sunt conștient că nu pot să am feedback-ul ăsta. Totuși, am primit de multe ori e-mail-uri și de la oameni care s-au pocăit cu muzica pe care am produs-o și de la oameni care făceau închinare în biserică cu muzica pe care am produs-o pentru că nu aveau trupe de închinare. Am avut multe mărturii de-a lungul anilor. Așa cum ți-am spus, nu pot să cuantific, n-am avut un feedback real întotdeauna, dar noi tot ceea ce facem, facem prin credință. Dacă n-am face lucrul ăsta, m-aș fi oprit de mult. O fac prin credință, este o chemare, nu e doar un vis de-al meu, știu că visul ăsta a fost pus până la urmă de Dumnezeu. Amen.
în mine, am înțeles mai târziu lucrul ăsta și sincer nici nu știu dacă pentru mine în momentul ăsta e necesar să știu câți oameni s-au pocăit, câți oameni s-au întors, câți oameni au fost atinși. Tot ceea ce fac, fac prin credință. Aruncă sămânța. Arunc sămânța, da. Și știu că Dumnezeu lucrează prin aceste CD-uri care le producem, prin muzica pe care o producem. Acest lucru ne rugăm și noi ca oamenii să fie atinși, da. Să fie îmbrățișați prin muzică de Dumnezeu. Până la urmă, ăsta este scopul principal, nu? Dacă tot lași un CD în urma ta, să știi că cineva a fost atins și mișcat și schimbat prin acel CD. Dar nu numai prin acel CD, ci prin ceea ce Dumnezeu face prin acel CD. El este cel care lucră. Categoric. Noi semănăm, el face să crească. Mm-hmm. Ar fi multe de spus despre muzică, de bine ne-am încălzit. Da. Eu îți mulțumesc pentru prezența ta aici, pentru timpul tău. Mulțumesc, pentru dedicarea ta la Peniel, cu trupa. N-am ajuns să vorbim despre trupă, poate altă dată. Da. Vrem totuși să urmărim un scurt moment de închinare, chiar de la această conferință, okay, în care tu slujești și tinerii se închină. Noi ne vom revedea data viitoare și vă binecuvintez! Către tine privesc și caut iertare. Nu mai vreau să trăiesc ascuns în lumea mea. Tu din cer mă privești și lași îndurare. Sângele lui Iisus mă poate curăța. Mă-ntărești, m-așez iar pe stâncă. În picioare eu stau doar prin puterea ta. Domnul meu te înalți, ești vrednic de laudă. Adonai, tu ești Fiul, trăiești în viața mea. Îmi deschid inima. Deschid inima.